ofensiva verde pentru Sibiu, reabilitarea orașului Copșa Mică și a cetății Cisnădioara, centura ocolitoare a Sibiului, computer tomograf pentru Sibiu. Atât a găsit Cristina Ian, producătorul emisiunii. Deci, da. Sibiu și iar Sibiu. Locul în care te găsesc cel mai adesea și te aduc cu greu acasă. Informații și încă n-am ajuns acolo. Nu se poate. Am zis că merg cu tine. Nici nu știi ce pierzi. Sibiul este... Cum să nu știu ce pierd dacă sunt de la câțiva kilometri de acolo? De la Târnăveni. Da? Multe n-am știut. Oricum, Sibiu este printre primele orașe care merită să fie vizitate, nu doar ca și greutate și consistență istorică, ci ca mediu și ca oameni. Este un loc aparte, un loc în care de multe ori ai senzația că nu ești în România. Da, dar asta mă gândeam că totdeauna s-au molipsit ei de Germania și s-a contaminat generație după generație și cam așa s-a întâmplat. S-au transmis microbul. Într-un fel microbul mă gândesc că poate așa a fost... Poate asta a fost destinul meu, să ajung să trăiesc prin Sibiu. Și când zic asta, înseamnă să respir prin Sibiu, că deja Sibiul a devenit parte din mine. Eu ne născându-mă acolo, dar acolo dezbaterea politică în Sibiu se poartă altfel. Și poate că n-aș fi existat ca un politic dacă nu... mă apropiam și nu deveneam om al Sibiului. Mai mult calm? Mai mult echilibru? Mai multe argumente. Mai multe argumente. E grav. E bine. Calm și echilibru mai găsim argumente. Mine.